Salut! După perioada care ne-a ținut blocați acasă în fața micilor ecrane, dar cele mai importante lansări de filme au fost umilitor de modeste, anul 2021 a bubuit cu o explozie de filme mult așteptate. Și întrucât acestea au fost așa de multe și de diferite, cred că ai fi curios să afle care anume sunt cele mai bune. Astăzi vreau să-ți prezint prima parte din clasamentul cu 20 cele mai reușite filme artistice lansate în 2021 pe care merită să le vezi. Desigur, gusturile nu se discută și din acest motiv, topul nu prezintă părerea mea personală. Pozițiile s-au atribuit obiectiv, în dependență de media rezultată de notele obținute de la spectatori și critici. Dar ție, care filme din 2021 ți-au părut cele mai bune? Lasă-ne în comentarii topul tău personal. Abonează-te pe acest canal dacă încă nu ai făcut-o și activează toate notificările pentru a nu rata a doua parte a acestui clasament și hai să începem! Locul 20. A fost odată în Soho. Un horror psihologic regizat de Edgar Wright, cu Anya Taylor-Joy și Thomasin McKenzie în rolurile principale. Prestațiile celor două tinere au fost în egală măsură lăudate de critici și spectatori. Printre aturile acestui film se enumeră coloana sonoră bine potrivită, imaginea frumoasă și jocul cu oglinzile care amplifică atmosfera misterioasă și suspansul ce ține în priză până la final. Eloisa Ellie Turner visează să devină un model renumit. Pentru aceasta, tânăra vine la studii în Londra. Cazată într-o cameră din cartierul Soho, printr-un mod misterios de fiecare dată când adorme, Ellie călătorește în trecut, în Londra anilor 60. Astfel, în visele sale ciudate, Ellie se încarnează în Sandy, o cântăreață începătoare în căutarea unui loc sub soarele palid al metropolei. Fascinată de această experiență, Ellie în fiecare seară adorme nerăbdătoare să afle continuarea istoriei lui Sandy. Însă, pe măsură ce Ellie cunoaște tot mai mult din viața frumoasei cântărețe, fascinarea se transformă în cu totul alte sentimente. Locul 19. The French Dispatch. Noua comedie dramatică a inconfundabilului Wes Anderson, cunoscut prin așa pelicule ca Aventuri sub clar de lună și Hotel Grand Budapest. Ca și în cazul celor două filme care l-au făcut celebru pe acest regizor, în distribuția proiectului a participat o pleiadă de vedete, dintre care Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, Benicio del Toro și mulți alții. Filmul nu are un fir narrativ bine conturat, dar conținutul este împărțit în mare parte în trei articole dintr-un ziar. Prezentând istorii independente, fiecare articol de fapt este un scurt metraj cu teme diferite și uneori ai impresia că nu reușești după această cavalcadă de personaje și evenimente. În așa momente, pur și simplu uiți subiectul și savorezi estetica rafinată a acestui film. Estetica proprie a acestui regizor, care deseori nu este înțeleasă de publicul larg, însă fanii lui Anderson la sigur vor aprecia această producție. Locul 18. Eliberează-l pe Guy. Este unul din cele mai controversate filme din acest top, deoarece o parte de spectatori au găsit acțiunea prea infantilă, capabilă să-i satisfacă doar pe cei obsedați de jocurile video, în timp ce alții au apreciat o nouă viziune asupra libertății de a se afirma împachetată într-un ambalaj frumos din efecte speciale. Eroul principal al acestui film este Guy, un simplu lucrător de la bancă. Viața lui Guy este un clișeu care se repetă zi de zi. Mereu îmbracă același costum, își cumpără aceeași cafea, întâlnește aceiași oameni și stă cu minte pe podea atunci când banca în care lucrează se jefuiește. Și posibil viața lui Guy nu se schimba niciodată dacă într-o zi acesta nu îmbrăca ochelarii care i-au arătat realitatea în care trăiește, care de fapt nici nu este realitate, ci un joc video unde el este un personaj secundar. O simplă față din mulțime. Revoltat de acest rol umilitor și motivat de iubire, Guy va face totul pentru a ieși în evidență și a atrage atenția frumoasei necunoscute care nu-l ia în serios. Locul 17. Regele Richard crescând campioni. Este o dramă sportivă cu Will Smith în rolul titular. Producția a primit numeroase nominalizări și premii la festivalurile internaționale.
Criticii au afirmat că regele Richard iese din șabloanele filmelor sportive biografice datorită viziunii revigorante și a prestației remarcabile a lui Will Smith. Într-adevăr, spre deosebire de numeroasele istorie impresionante, care de obicei se axează pe drumul parcurs de legendarii sportivi, această peliculă aduce în prim plan pe tatăl unei familii nevoiașe din ghetoul californian, care din start a avut un plan pentru cele 5 fiice ale sale. Conform acestui plan, două dintre ele vor deveni campioane la tenis. Astfel, antrenamentele dure și perseverența, devenită aproape obsesivă, vor dărâma peretele care separă persoanele de culoare de lumea tenisului. Dar fetele chiar vor deveni campioane, al căror nume va intra în istoria acestui sport. Desigur, este vorba despre Venus și Serena Williams. Locul 16. Casa Gucci. O nouă creație semnată de Ridley Scott, cu Al Pacino, Jared Leto și Lady Gaga în distribuție. Apropo, o vei vedea și pe frumoasa Madalena Genia. Totuși, pe cât de mari erau așteptările, pe atât de profundă era dezamăgirea unor spectatori. Cert este faptul că această producție pe departe nu este una din cele mai bune opere a celebrului regizor și filmul, cu părere de rău, și-a ocupat poziția mai mult datorită numelor sonore afișate pe ecran. Pelicula aruncă o lumină asupra renumitei case Gucci, din momentul când Maurizio Gucci, unul din moștenitorii casei, o întâlnește pe seducătoarea și ambițioasa Patriția, care nu va rata ocazia să pună mâna pe profitabila companie, chiar dacă va trebui să-l ucidă pe cineva. Locul 15. The Mauritanian. O altă dramă inspirată din fapte reale, cu participarea lui Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch și Jodie Foster. Apropo, pentru prestația din acest film, Foster a primit Globul de Aur. Interpretarea lui Rahim de asemenea impresionează atât criticii cât și publicul, actorul fiind nominalizat la diverse premii internaționale. La baza filmului a stat istoria lui Mohamedou Ould Salahi, care timp de 14 ani a fost deținut de Statele Unite în una din cele mai severe închisori din lume, centrul de detenție din Guantanamo, fără a-i se înainta careva acuzații. Abia peste 4 ani, cazul lui Salahi ajunge în instanța de judecată, dar soarta sa va fi hotărâtă în confruntarea dintre procurorul, dornic să obțină pedeapsa cu moartea, și avocata, convinsă că oamenii nevinovați nu pot fi pedepsiți cât de grave nu ar fi circumstanțele. Locul 14. Cruella. Un film bun din care unii nu l-ai privi. Costumele și machiajul, coloana sonoră și decorul, imaginea creativă care te hipnotizează și, desigur, istoria, cu un început drăguț și amuzant, devenind din ce în ce mai încordată și sentimentală. Un loc aparte îl ocupă tandemul celor două protagoniste, Emma Stone și Emma Thompson. În centrul atenției, evident că se află malefica Cruella de Vil, personajul cunoscut din animația despre adorabilii dalmațieni, lansată mai bine de 60 de ani. Urmă. Acest film va cuprinde copilăria și tinerețea Cruellei, care de fapt se numește Estella, și va ajuta spectatorii să înțeleagă mai bine caracterul acestui personaj. De mic copil, Estella se deosebea de cei de jur și nu e vorba doar despre părul său ciudat. Talentată și cu viziuni extravagante, Estella niciodată nu se conforma cu regulile plictisitoare care o încătușau. Exmatriculată din școală, copila împreună cu maică sa pornesc spre Londra, unde Estella va avea mai multe oportunități. Însă o tragedie nefastă va schimba pentru totdeauna destinul luminos al acestei fete zâmbărețe. Locul 13. Shang-Chi și legenda celor 10 inele. Această producție de la Marvel pur și simplu a lăsat fără cuvinte pe majoritatea fanilor istoriilor despre supereroi, noi personaje ce vin cu o nouă poveste, o coreografie impecabilă a scenelor de luptă și efectele vizuale calitative au satisfăcut pe deplin amatorii universului Marvel, care așteaptă cu nerăbdare continuarea acestei istorii fascinante. De menționat că la distribuție a participat actorul român Florian Munteanu, care a interpretat rolul lui Razor Fist. Mii de ani în urmă, Venvu a găsit 10 inele magice care l-au făcut nemuritor și invincibil. Totuși, cel mai puternic bărbat din lume a fost învins de o femeie. De dragul iubitei, Venvu renunță la forța inelelor și cei doi trăiesc o viață simplă de familie. Însă trecutul îi acoperă ca o avalanșă,
Soția lui Venvu este ucisă, dar el este nevoit din nou să îmbrace inelele ca să-și răzbune iubita. Locul 12. Ultimul duel. O altă dramă istorică semnată de Ridley Scott. Acțiunea filmului are loc în Franța medievală, timpurile când străzile Parisului erau pline de noroi prin care defilau cavalerii, dar celebra catedrală Notre-Dame de Paris încă nu era finalizată. Revenit acasă după o bătălie din Scoția, Jean de Carouge, interpretat de Matt Damon, află de la soție că ea a fost violată de unul dintre prietenii lui de Carouge, Sirul Jacques Legris, o învinuire foarte gravă pentru timpurile cele. Știind că Legris are un protector care îl va salva de la pedeapsa cuvenită, soțul păgubaș apelează direct la regele Franței. Deoarece fiecare din părți prezintă diferit cele întâmplate, dar în joc este pusă onoarea și viața soției sale, de care își cere ca dreptatea să se facă prin judecată dumnezeiască, sau cu alte cuvinte, printr-o luptă până la moarte. Astfel, cei doi foști prieteni se confruntă într-un duel, ultimul permis și sancționat juridic din istoria franceză. Locul 11. Nobody, erou de serviciu. Un film de acțiune desăvârșită pe care la sigur nu-l poți rata dacă ești fan al acestui gen de pelicule. Imediat după lansare, o bună parte de spectatori s-a grăbit să acuze producătorii de plagiat. Și nu este de mirare, deoarece asemănarea cu John Wick este evidentă. Totuși, aceste acuzații s-au potolit după ce bârfitorii s-au dat seama că de fapt Nobody și primele două părți din seria John Wick sunt regizate de aceeași persoană, David Leitch. Începutul istoriei este destul de banal. Hutch Mansell, un funcționar mediocru, are o viață surprinzător de obișnuită. Casă, serviciu, casă. Toate zilele sunt la fel, cu aceleași sarcini de rutină plictisitoare. Într-o noapte, locuința familiei Mansell este prădată de doi necunoscuți. Și Hutch ar lăsa totul baltă dacă hoții nu luau brățara preferată a fiicei sale. Acum Hutch nu se mai poate ascunde după masca familistului perfect și va arăta băieților răi că nu este așa de ordinar precum pare. Atât pentru azi. Pune un like dacă ți-a plăcut acest video. Nu uita să te abonezi și să activezi toate notificările pentru a nu rata continuarea clasamentului. Pe curând!